Cum îți afectează organismul uleiul de măsline? Hai să vorbim despre asta, dar înainte de toate, abonați-vă la canalul nostru, porniți clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu cele mai noi videoclipuri de pe canalul nostru. Să începem! Timp de mulți ani am consumat ulei de măsline ca parte a dietei mele și nu aveam nicio idee că este contrafăcut. Nu avea niciun gust și nu provoca nicio iritație. Așa a fost până când am vizitat o fermă din Italia care produce ulei de măsline extra virgin autentic. Întregul proces a fost o experiență uimitoare pentru mine. Am fost impresionat de cât de atent îngrijesc solul și controlează procesul de producție. Uleiul este presat la rece, fără încălzire sau substanțe chimice. După aceea am devenit un fan al uleiului de măsline și l-am consumat în cantități destul de mari. Dar întrebarea este cum anume afectează uleiul de măsline organismul și ce componente îi conferă proprietățile antioxidante și antiinflamatorii care ajută în cazul artritei și al inflamațiilor vasculare. Este benefic pentru sistemul cardiovascular, scade tensiunea arterială și este bun pentru creier și sistemul nervos. Îmbunătățește funcțiile cognitive și starea de spirit și are de asemenea proprietăți anticancerigene. Are un efect remarcabil asupra pielii și chiar asupra ochilor. Așadar, care este treaba cu grăsimea? Proprietatea unică a uleiului de măsline, conținutul ridicat de grăsimi mononesaturată, vă poate face să credeți că este bun pentru că sunt mononesaturate, nu-i așa? Ele reprezintă 80% din uleiul de măsline. Aceste grăsimi sunt benefice, dar nu acolo se află principalul beneficiu. Există de asemenea vitamina E și vitamina K1, dar acestea nu oferă beneficiul principal. Beneficiul terapeutic al acestui ulei provine de la un grup de substanțe derivate din plante numite polifenoli. Poli înseamnă mulți, iar fenolii sunt un tip specific de compuși chimici care se găsesc în plante. Fructele măslinului, măslinele și în special polifenolii sunt cele mai magice. Din câte știm, polifenolii din plante, care servesc drept mecanism de protecție, creează multe efecte benefice în organismul nostru, protejând împotriva complicațiilor cauzate de bolile cronice și stresul oxidativ care ne deteriorează celulele. Mai sunt câteva aspecte legate de polifenoli. În primul rând, aceștia sunt sintetizați dintr-un grup specific de aminoacizi. Caracteristica unică a acestor aminoacizi aromatici este că urmează o cale chimică foarte specifică. Se numește calea șichimatului. Această cale a aminoacizilor este folosită de enzime pentru a transforma în mod esențial acești aminoacizi în polifenoli. Organismul nostru nu are această cale chimică, dar ea există în plante și microorganisme. Aici intervine ideea de glifosat, erbicidul de la Monsanto. Acesta este clasificat și ca antibiotic și blochează această cale. Blochează capacitatea microorganismelor și a plantelor de a utiliza sau de a sintetiza acești aminoacizi, împiedicându-i să se transforme în polifenol. Cu cât glifosatul este mai prezent, cu atât mai puține dintre aceste substanțe benefice produc plantele și cu atât mai puțini aminoacizi sintetizează microorganismele. De aceea, mai ales atunci când cumpărați ulei de măsline, optați pentru varianta organică, deoarece întregul beneficiu al uleiului de măsline constă în polifenol. Dacă aceștia nu sunt acolo, nu veți obține prea multe beneficii. Calea șichimatului menționată mai sus este de asemenea implicată în sinteza dopaminei, neropinefrinei, hormonilor tiroidieni, serotoninei și melatoninei. Acesta este probabil motivul pentru care multe persoane se confruntă cu probleme de somn și de dispoziție atunci când sunt expuse la efectele glifosatului. Există un număr tot mai mare de cercetări privind modul în care acesta afectează microbiomul intestinal, ceea ce duce la probleme digestive și metabolice. Am fost de asemenea curios să aflu că polifenolii depind de aminoacizii aromatici menționați mai devreme, care se transformă în substanțe benefice pentru noi. Un alt aspect legat de polifenoli este că organismul nostru nu îi absorbe cu ușurință, dar microorganismele intestinale ajută la descompunerea lor, făcându-i mai ușor de absorbit. Al treilea punct legat de polifenol și de alți fitonutrienți este că aceștia abundă în frunzele verzi pe care le asezonezi cu ulei. Absorbția lor depinde de prezența grăsimilor, așa că grăsimile mononesaturate de aici sunt deosebit de utile pentru a extrage diversi fitonutrienți din verdețuri. Eu mănânc zilnic frunze verzi pe care le asezonez cu ulei de măsline extra virgin. Folosesc oțet balsamic și uneori diverse condimente. Așadar, atunci când cumpărați ulei de măsline, nu alegeți opțiunile ieftine care ar putea fi contrafăcute. Puteți determina autenticitatea după miros și după ușoara iritație pe care v-ar putea o provoca în gât. Acestea sunt semne ale fitonutrienților. Dacă uleiul este slab sau lipsit de gust, este probabil să fie fals. În cele din urmă, alegeți întotdeauna uleiul extra virgin organic pentru a vă asigura că nu conține reziduri de glifosat.
Cu asta vom încheia videoclipul de astăzi. Pe canal puteți găsi multe alte videoclipuri interesante despre beneficiile și dezavantajele legumelor și fructelor, precum și despre boli și tratamentele acestora. Așadar, nu uitați să vă abonați la canal și să apăsați pe clopoțelul de notificări. De asemenea, v-aș fi recunoscător dacă ați da un like și ați distribui videoclipul cu prietenii și familia dumneavoastră. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi! Pe curând!